găsit la primul panel din această zi. Am deosebit plăcere de a avea alături de mine pe domnul Savian Boroancă, consilier în administrația prezidențială a României, și pe Andreea Hanganu, coordonatoarea strategii de comunicare în social media ambasadă din Marea Britanie la București. Dumneavoastră ne vor ajuta să înțelegem tema dezbaterii prezente, anume civismul în spațiul digital, pentru care doresc să dau doar un mic exemplu, am sperat că dumneavoastră să ne încânte cu mai multe cunoaștere. Doresc să aduc în discuție vis-a-vis de implicarea, să spunem, a maselor în sfera digitală și cum pot influența în exterior societatea, numai campania prezidențială, da, care tocmai a avut loc în România. Ăsta ar fi exemplu. Am sperat pe auditorii noștri să continue mult mai elaborat și mult mai calitativ discuția, așa că am să invit pe Andreea Hanganu să ne spună câteva cuvinte. Bună dimineața! În primul rând, mă bucur să vă văd aici. Mulțumesc de invitație. Un pic despre civism în spațiul digital. De ce vorbim de civism în spațiul digital? Pentru că e un concept foarte relevant în momentul de astăzi. E un factor care poate dezvolta societatea dacă este gestionat și încurajat atât de dinăuntru societății, cât și de structurile care instituționale. Un pic despre mine, înainte. Eu am pus bazele unui institut pentru Institute for Digital Government, se numește. Este o structură care își propune să contribuie la dezvoltarea comunicării online în administrația publică prin tot felul de training-uri, activități, proiecte care au ca scop final creșterea transparenței în administrație. Iar noile tehnologii pot ajuta la treaba asta, pot ajuta la micșorarea gap-ului dintre cetățeni și administrație și instituțiile statului prin diverse modalități, fie prin implicarea cetățenilor, despre ce o să vorbim astăzi, fie prin tot felul de proiecte care își propun să explice ce anume fac instituțiile statului, cum anume lucrează pentru societate și cum poate fi această activitate îmbunătățită. Ce vedeți acolo, site-ul, este o resursă, practic, de informații legate de comunicare digitală în administrație, în general. Nu se adresează neapărat administrației publice românești. Ne adresăm mediului diplomatic din România, ne adresăm reprezentanților instituțiilor internaționale aici. Dar vă invit cu mare drag pe site dacă vi se va părea interesant, pentru că veți găsi resurse utile despre tot felul de evenimente, campanii și tot felul de proiecte interesante pe zona de comunicare în diplomație și în comunicare instituțională în general. Întorcându-ne la tema noastră de astăzi, civismul, o să fac eu o scurtă trecere în revistă a ce înseamnă civism, mă rog, așa, în general, și cum a evoluat conceptul de-a lungul timpului și o să vă arăt câteva exemple practice, atât din România cât și din afară, cum se face participarea publică, care este rolul, care este scopul și care sunt rezultatele. Dar m-ar bucura mult să văd întrebări din partea voastră sau idei sau tot felul de... sunt sigură că v-ați lovit de tot felul de proiecte în zona aceasta și ar fi interesant să vedem cam care e părerea voastră despre partea asta de civism. În general, civismul are o lungă istorie, există de când există umanitatea în mare, fie că vorbim de tot felul de documente, cum ar fi Magna Carta sau Codul lui Napoleon, până la tot felul de manifestări, mai mult sau mai puțin formale. Sunt societăți și în ziua de astăzi care se bazează pe consens și pe luarea deciziilor în comun, într-o comunitate foarte restrânsă. Bine, pozele de acolo nu se văd foarte bine, din păcate, dar sunt tot felul de grupări din recente, tot felul de adunări din acestea populare care își propun să ajute la luarea unor decizii în comunitatea respectivă. Deci nu se bazează neapărat pe transmiterea unor decizii de la cele mai înalte nivele ale societății până la cel mai de jos. Un alt exemplu foarte pe care sunt sigură că îl cunoașteți ar fi Atena,
parte a inventat practic democrația, a încercat să-și invite cetățenii să participe în procesul de luarea deciziilor, să participe activ în transformarea societății și să contribuie astfel la dezvoltarea ei, atât economică cât și politică, cât și din toate celelalte puncte de vedere. E un model foarte simplu de cum cetățenii pot lucra între ei, la nivelul comunităților sau cu instituțiile statului, pentru a dezvolta societatea. De altfel, există tot felul de alte exemple din alte părți ale lumii, Orientul Mijlociu sau Africa de Nord, au tot felul de, din nou, de comunități bazate pe consens, decizii bazate pe consens. Constituția din Medina, de exemplu, a fost bazată pe un fel de contract social între diversele grupuri religioase, fie că au fost musulmani, creștini sau evrei sau orice alt grup. Ei au fost bazate pe un fel de contract, au stabilit că deciziile se vor lua printr-un consens pentru dezvoltarea în integralitate a societății. Acum, deja v-am povestit despre foarte pe scurt despre conceptul de civism, pentru că mie mi se pare că citizen engagement, participarea cetățenilor în luarea deciziilor, este un, cum vă spuneam, un factor foarte important în dezvoltarea societății. Aceasta e o definiție mai mult sau mai puțin strictă, dar mi s-a părut destul de clară. Înseamnă o interacțiune, bineînțeles, bidirecțională, atât între cetățeni, cât și între cetățeni și stat sau între cetățeni și sectorul privat, și conferă cetățenilor un rol central în luarea deciziilor, tocmai pentru îmbunătățirea societății. Cam așa ar arăta, teoretic. Ar trebui să vină dinspre cetățeni, ar trebui să fie o conexiune bidirecțională între cetățeni și structurile guvernamentale, de comunicare, dar și de luarea deciziilor. Ar trebui să existe un flux constant de informații între acești actori. Ar trebui ca guvernul să dea feedback, guvernul general, instituția statului să accepte un feedback pentru a-și dezvolta politicile, programele și celelalte instrumente de, de gestionare a societății. Bineînțeles că citizen engagement înseamnă multe lucruri. În general, poate să fie fie consultativ, fie participativ, colaborativ. Există, ce mi se pare mie interesant este că conferă foarte mult o parte de empowerment. În română, am lăsat în engleză pentru că mi se pare mult mai puternic. În română ar fi un fel de împuternicire a cetățeanului. Tocmai rolul acesta central pe care îl poate juca și ar trebui să-l joace în, în procesul de luare a deciziilor și în procesul de de structurare, mă rog, cred că m-am auzit că s-a pierdut sunetul, procesului de guvernare. Din nou, cum vă ziceam, se poate întâmpla ca aceste, această implicare a cetățenilor să aibă loc de la cel mai mic nivel, din nivelul local sau în, nu neapărat la nivelul unor comunități foarte mici, până la un nivel regional, național sau chiar internațional. Ideea de implicare a cetățenilor este foarte flexibilă și nu, exact ăsta este și un avantaj. Nu trebuie neapărat să fie restricționat la, la o zonă geografică. Cu siguranță există aceleași probleme în foarte multe locuri și atunci cetățenii se pot alătura unor inițiative comune care pot, le pot da mai multă putere de decizie și de influență. Există diverse teorii despre implicarea cetățenilor, despre citizen engagement. Le-am lăsat ca titlu în engleză, Fix și Fin, pentru că ar suna un pic dubios să le traduc. Dar, în general, există o parte a implicărilor mult mai
spațiul digital în România. Pe manaf.ro este un blog care oferă foarte multe resurse utile pe partea de tehnologie, nu știu dacă îl citiți, dar dacă nu, eu vă recomand să-l citiți, eu găsiți acolo tot felul de resurse utile. El face în fiecare lună un fel de status al progresului utilizatorilor pe principalele rețele sociale din România. O să vedeți acolo cam cum, dacă urmăriți de la lună la lună, o să vedeți cam cum crește engagement-ul și crește numărul de utilizatori pe aceste rețele. Dar în mare, ce putem să vedem de la o primă vedere, că Facebook-ul are 8 milioane de utilizatori dintr-o țară de 20 de milioane de cetățeni și mai puțin de jumătate cu o conexiune concretă la internet, înseamnă foarte mult. LinkedIn e din nou o rețea care crește, nu e același lucru, dar e importantă. Trilulilu, Twitter-ul, începe. Ce e interesant este că la nivel de creștere constantă, Facebook-ul a început să se cam oprească. El a avut o creștere abruptă în ultimii ani, acum începe să ajungă pe un, să intre într-un trend din acesta constant. Ce crește în schimb sunt Twitter și Instagram. Twitter-ul nu a prins foarte bine în România, așa cum a prins în afară. De exemplu, pentru diplomație, Twitter-ul este foarte folosit în afară. E unul dintre canalele principale de comunicare pentru diplomați, pentru miniștri, pentru cele mai înalte, la cel mai înalt nivel al instituțiilor. În România nu a prins atât de mult, poate și pentru că e mult mai specializat cumva. Și nu putem chiar să punem fiecare mâncărică pe care am văzut-o sau pisică drăguță sau e un pic mai altfel comunicare acolo. Dar e important de avut în vedere că el crește, la fel și Instagram. Și atunci e important din nou pentru atât pentru cetățeni cât și pentru instituțiile statului să ia aminte de aceste trenduri și să știe că există o mare parte din cetățenii României pe aceste rețele sociale care își iau informațiile din aceste rețele sociale, care lucrează împreună în acest spațiu digital, care se pot mobiliza dacă este nevoie în aceste rețele sociale și care nu trebuie neglijați, pentru că la ei nu se poate să nu ajungă informația pe canalele tradiționale pe care statul încă le folosește. Bun. Asta ar fi așa un fel de chestie foarte generică și foarte teoretică, dar hai să vedem cam cum arată, ce fel de proiecte de implicare a cetățenilor există. Lumio este o rețea colaborativă, practic. Scrie în engleză acolo, el e un proiect străin, dar o să vedeți că dacă intrați pe Lumio, există o versiune în română, care este deja folosită în România. Ideea este de a aduce oamenii împreună, oameni și comunități și organizații împreună, pentru a lucra către un scop comun. Dă mai multă putere indivizilor, te ajută să te conectezi cu alți oameni care poate au aceeași probleme ca tine, dar poate au idei diferite de cum să le rezolve. Și atunci e mult mai simplu să te mobilizezi și să adopți o anumită direcție. We Are Wisconsin e doar un exemplu de de un fel de mișcare socială, să-i spunem, dar nu e chiar atât. Cetățenii din Wisconsin au fost foarte supărați la un moment dat pe guvernatorul lor și pe structurile din comunitate. S-au mobilizat, au organizat un fel de meeting undeva în fața unei instituții și au constatat cu tristețe, de altfel, că presa centrală, presa națională, presa importantă, nu prelua informațiile despre ce se întâmplă la meeting-ul respectiv, deși erau probleme foarte mari acolo și aveau niște probleme foarte concrete pe care le vroiau discutate și dezbătute. Așa încât au decis să-și creeze o comunitate a lor. Au creat această pagină care e un fel de blog. Au tot felul de articole, evenimente, au un cont de Twitter, au un cont de YouTube și practic ce au făcut ei, s-au transformat din simpli cetățeni în jurnaliști cumva. E acest concept de citizen journalism care începe să prindă și la noi, începe cu încetul. Practic ei s-au înregistrat, de exemplu, spunându-și tot felul de probleme și cerând autorităților să le rezolve pe o tonalitate foarte neutră și într-un mod foarte ok.
încerca să schimbe niște lucruri în comunitatea lor. Un alt exemplu de cum pot fi implicați cetățenii, dar cu o potentă educațională, care mi se pare foarte interesantă, sunt jocurile. Jocurile digitale, jocurile nu mai sunt doar la modul de cum am fost obișnuiți, sunt niște avataruri, ne jucăm acolo și facem niște lucruri. Există tot felul de jocuri educaționale care ne pot ajuta și pot ajuta copiii de la vârste cât mai fragile să înțeleagă cum se pot implica în viața comunității lor, cum pot lua niște decizii și cum pot găsi niște parteneri de discuție care să poată să-i ajute în rezolvarea problemelor pe mai departe. Persuasion e un astfel de joc. Cred că e persuasion.com sau nu mai știu, că din nou e străin. Dar, după cum vedeți, e foarte grafic și foarte infantil, așa, dar e foarte drăguț. Ideea e că poți să te implici în viața comunității respective din joc, poți să cunoști, să-ți cunoști vecinii, să participi la tot felul de petiții care să îmbunătățească comunitatea, tocmai în ideea de a crea un reflex, de a te implica în societate. Și pentru că jocul le prind foarte bine în lumea virtuală, la un moment dat, în momentul în care închizi calculatorul, ideea ar fi să te uiți și în jurul tău și să vezi, a, poate aș putea să fac asta și în viața mea reală, nu doar în jocurile pe care le joc. Am căutat așa foarte rapid cam ce fel de jocuri ar putea să fie pe partea de citizen engagement. Asta e doar o mică parte, că am luat doar un print de pe o pagină web, dar sunt tot felul de jocuri care te ajută să înțelegi ce se întâmplă cu ecosistemul, de exemplu, sau cu cum să e un joc acolo care te ajută să intri într-o comunitate și să gestionezi mai bine finanțele și așa mai departe. Deci sunt chestii foarte utile și foarte practice la nivelul comunităților din loc. Câteva exemple din țară, doar așa scripuite. Oradea City Report, știți de el? Nu. Este o aplicație mobilă dezvoltată împreună cu de primăria din Oradea împreună cu un antreprenor local. Ideea este de a inspira spiritul, de a folosi spiritul civic al cetățenilor pentru a raporta tot felul de probleme foarte locale. Gropi, străzi neasfaltate, copaci rupți, tot felul de chestii astea foarte practice care se întâmplă în orice comunitate și care până acum ar fi fost dificil să fie raportate pentru că trebuie să te duci să completezi niște formulare la primărie, cine se duce nu face nimeni treaba asta, dar aplicația asta te ajută foarte simplu să selectezi categoria de problemă pe care o ai, să trimiți o sesizare. Ei au lansat aplicația asta la sfârșitul anului, aplicația prin decembrie, cred. A primit și niște premii de apel, care arată foarte bine și e foarte ușor de folosit. Ei spun că primesc cam 15 sesizări pe zi și timpul mediu de răspuns este de 3 zile, ceea ce e un lucru foarte bun. Ei chiar răspund la sesizările pe care adică sesizările au o finalitate, nu doar le trimitem. Deci, nu, e comunicarea aceea bidirecțională, nu doar trimitem o informare, instituțiile statului și răspund la ce le cerem noi. Și au un plan să o dezvolte. Până acum am impresia că au un contract doar cu Asociația Străzilor sau nu știu cum se numește instituția respectivă, care sunt o forestare a drumurilor, dar vor să interconecteze aplicația și tot felul de servicii de sănătate sau spitale sau urgență sau nu știu, diverse.
departe, au făcut un risc cât mai mare al asupra campaniei, s-au strâns fondurile respective, compania respectivă și ea s-a implicat, tot felul de alți oameni s-au implicat pe lângă comunitatea online și s-a ajuns într-un final la un rezultat din nou foarte practic. Comunitatea respectivă a primit, fiecare gospodărie din comunitate are panouri solare. Și iată, este singura, de altfel, localitate din România care are panouri solare pe fiecare gospodărie. Ne bucurăm foarte mult. Au fost mulți voluntari, multe zile de, zi de muncă, gospodării, becuri LED instalate, au făcut ei un infografic foarte drăguț cu niște rezultate foarte palpabile, dar e din nou un exemplu de cum se pot implica canalele online, dar și offline, pentru a mobiliza cetățenii într-o anumită direcție pentru dezvoltarea societății sau unei comunități în special. Cam asta ar fi. Din nou, pe noi ne găsiți pe website, pe Twitter, pe Facebook. Cu mare drag vă răspund la tot felul de întrebări. Nu mai lucrez la ambasadă, ca să ne-am asamit de acum. Am lucrat până acum 2 ani. De acum 2 ani am lansat institutul și facem tot felul de proiecte. Dar vă stau cu drag la dispoziție. Vă propun ca întrebările să fie undeva la o sesiune de 15-20 minute la sfârșit, pentru oamenii locuitori. Iată, deci, marea influență pe care o are spațiul digital asupra întregului areal al civismului. Aș fi vrut să adaug aici că mare parte din activitatea pe care cetățenii o inițiază, da, pe diferite platforme, pe diferite site-uri sociale, cumva este direcționată și către stat. Acum, odată ce această direcționare a fost inițiată, se presupune că statul preia mai departe și rezolvă problema. Nu știu dacă vedeți unde încerc să mă duc, dar statul se presupune că are puterea în final. Multe dintre problemele pe care cetățenii, prin inițiativa pe care o au, doresc să le rezolve. În continuare, am să dau cuvântul domnului Sabian Bolancă să ne spună și viziunea dumneavoastră despre această problemă. Bun, deci, primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație și pentru că ziceți mai departe, an de an. Al doilea rând, de data asta, statul nu sunt eu. Deci, sunt doar că limitat în capacitatea de a da un răspuns cu adevărat, palpat. Noi am pornit proiectul Facebook Claus Iohannis exact pe baza faptului că civismul în spațiu digital e ceea ce creează premisa scopului nostru final, adică crearea premieră în România un concept de e-democracy. Și pentru e-democracy avem nevoie de foarte, foarte multe tuluri și de mulți oameni care să ne fie alături. Ăsta e un drum care a început în 16 noiembrie și va mai dura mult și va continua să fie perfectibil. Civismul pentru noi a funcționat relativ simplu. Răspund doar câteva lucruri și când mă las să mă întrebați orice cu voi toți aveți legat de președinte, mai mult sau puțin cunoscut. Civismul a funcționat pentru noi asemănător trolii. Trolii erau niște creatori care puneau bară pe sub pod. Așa apasă o denumire, nu știu ce altul în mediul online, dar a funcționat bine. Spun asta și vreau să mă refer la faptul că de fiecare dată când apărea un cont fals, de fiecare dată când erau informații în mediul online care creau controverse, acești oameni care sunt denumiți troși sunt departe de a fi postași, să facem o diferență de la început. Ei reacționau și o făceau în nume propriu, în baza ideilor pe care ei le aveau. Postacii sunt o creație digitală menită să influențeze opinia publică, dar nu reacționează din propriu. Și sunt targetați pe anumite idei. Pentru noi ne-a ajutat foarte, foarte mult treaba asta, că oamenii reacționau pentru că rezonau ceea ce înseamnă Claus Iohannis.
înseamnă mediul online, de la YouTube la Instagram, erau peste tot oameni care erau capabili să reacționeze în anumite situații. Mai mult decât atât, e-democracy pentru noi a ajuns să fie un lucru care e palpabil, nu doar pe internet, acolo, undeva într-un loc departe de noi, ci e mereu cu noi, e pe masă, cam telefonul, e întotdeauna foarte, foarte aproape de mine. Dincolo de asta, noi ne-am propus în campanie să fim peste ce înseamnă media clasică în ceea ce privește RICIT. Am reușit asta spre final și credem că în momentul de față internetul este mult mai capabil și mult mai căutat de oameni decât media clasică în care îți iei informația filtrată prin opinia unui moderator, în timp ce în mediul online îți iei direct de la sursă. Acum, dacă aveți întrebări punctuale legate de campanie, legate de ce se întâmplă acum, nu vreau să vă plictisesc. Andrei a vorbit foarte bine înainte, a spus cam ce trebuie spus despre civism și vă spun cum are dreapta. Bun, regulă. Și răspund. Dacă aveți întrebări, înseamnă ne bag o discuție, ar fi foarte, exact, foarte sănăs. Te rog. Din câte am reținut eu, domnul Iohannis la finalul alegerilor a avut cei mai mulți followers pe Facebook din orice lider european și cu puțin sub președintele Obama. Cum se face că un președinte român a ajuns să fie cel mai popular politician din Europa pe Facebook? Da, e destul de mult sub președintele Obama, dar asta e... Să știu că e pe întâi pe Europa, parte. Da, da. Da, te expune în tot ce. Campania, noi am început-o în august. Adică formarea echipei online și discuțiile cu președintele au fost în august. În august președintele și-a dat acolo ca noi să fim echipa care va soții pe domnul nostru. În momentul ăla aveam undeva la 15.000 de like-uri. În primarea alții de like-uri. Targetul stabilit atunci a fost 1.000.000 de like-uri. Ca obiectiv. Primar. Păi, ca să facem asta, în primul rând vreau să vă spun că toți, absolut toți oamenii din echipă au fost oameni care n-au mai făcut niciodată campanie prezidențială. Ca să ajungem acolo, am avut, din partea președintelui și celor care au condus campania, o libertate uriașă, adică pentru foarte, foarte puține chestii și cu impact foarte mare aveam nevoie să cerem acordul celor care conduceau campania. Ceream acordul președintelui și mai puține lucruri pe care gândeam să le facem. Ca să ajungi la 1.000.000 de like-uri, de a avut, bine, a ajuns la numărul ăsta undeva după anunțarea câștigătorilor. Mă rog, zic câștigătorilor că ne includ și pe noi. Așa ne-am simțit atunci. Eram toți câștigători. Principalul lucru pe care noi l-am urmărit a fost să comunicăm exact ceea ce e el. Luând-o după ceea ce înseamnă social media, el era un produs greu de vândut. Extrem de greu de vândut, pentru că nu era reactiv el, nu era un orator născut, nu umbla cu pisici după el, nu făcea chestii pe care oamenii care sunt capabili să genereze mai mare de like-uri în social media la asemenea. Și ca să facem asta, am lăsat deoparte ceea ce era clasic. Și ne-am gândit ce putem face cu omul ăsta. Când l-am studiat, am făcut focus grupul de chestionare, cercetări, să vedem dacă ceea ce e el e atât de nociv sau atât de rău pentru social media, dacă nu există nicio șansă ca el să prindă. Și am văzut că din contră, oamenii apreciau faptul că el, deși avea o familie minunată, nu venea cu asta în plan. Deși era un iubitor de animale privat, nu venea cu asta în plan. El venea în prim plan doar cu candidatura lui și ceea ce era el pe persoană fizică și realizările lui. Pe lângă asta, pe lângă centrarea pe omul Claus Iohannis și aturile lui, am urmărit să atragem influență.
care sunt influencerii capabili să rezoneze în primul rând cu el și la al doilea rând să facă masele să rezoneze cu ei. Și aici am creat un site care se numea IPK, care înseamnă împreună pentru Klaus, în care am făcut o rubrică care se numea CI300, nu știu dacă ați intrat în campanie. E, acolo erau oameni ca Mircea Cărcelescu, Aina Muzic, diversi bloggeri, diversi oameni capabili să fie trendsetteri și să fie acolo nu doar printr-o poză, ci prin crearea de content și mesaj și mobilizarea al publicului lor de bine. Și încă o dată să ajunge la civism, pentru că ei propagau informația și în social media informația îți vine ție ca utilizator final de cele mai multe ori la un moment față de care ai deja încredere. Fie că ai dat like, fie că ți-e prieten, fie că ești într-un anumit grup. Și atunci informația îți ajunge într-un mod pe care tu ești dispus să-l accepti altfel decât dacă deschizi televizorul un anumit post și n-ai nicio legătură nici cu omul care vorbește nici cu postul. Și like-urile au fost toate generate în mod organic. N-a fost cumpărat nimic, au fost multe sponsorizări pentru ca să ajungem să avem un vici mare. Dar n-a fost nimic cumpărat și sunt extrem, extrem de multe like-uri din afara țării. Obținute și în țări care sunt puțin români și asta am constatat și bine, de exemplu, după alegeri, când au venit neapărat cotăceni ziariști din țări nordice, ziariști de la New York Times, din zone în care sunt relativ mai puțin omunitari prin Spania sau Italia, un loc unde le-am așteptat să fie un mai mare de like. Pentru civism, precum like-urile pe care, nu știu, le-a strâns Tony Poptămaș.
Nu despre asta e vorba și chiar nu cred că poate fi adus în discuție pe absolut niciun fel. Păi nu tocmai asta ați spus, că el reprezintă o parte de civism, faptul că oamenii comentează... Da, că reacționează, asta e o parte de civism. Una este să avem parte de inițiative civice, precum ne-a prezentat antevorbitoarea. Alta este să avem mesaje de susținere pentru un candidat. Era vorba doar de campanie și de reacția oamenilor în campanie, pe care sigur am considerat-o civism. Poate greșit. Tocmai, e vorba de, nu știu, inițiativa societății civile, spre exemplu. Societatea civilă, cumva, tocmai asta, prin asta se diferențiază față de orice altă grupare care activează în spațiul public al societății din România sau orice alt stat, prin faptul că nu este afiliată politic, în primul și în primul rând. Că vine ca și grup de presiune care vine cu propuneri legislative ulterior, astfel încât decidenții politici, cei care sunt într-adevăr în poziții politice, să vină și să ia în considerare ceea ce zic cetățenii, asta e cu tot altă treabă. Și trebuie cumva făcută distinția. Asta am simțit nevoia să spun. N-am vrut să o duc în zona aia sub nicio formă. Și vreau să mai spun, uite, exact. Mare aport l-au avut cei care au susținut și Roșia Montană, care e o cauză civilă, da? Sunt de acord. Aici, da, aici ar fost interesant de... E, oamenii care au susținut Roșia Montană și la o șanță în unul din oamenii care au coordonat treaba din online cu Roșia Montană și trebuia să vină și el să vorbească, dar nu e în țară, a fost cel care a creat mare parte din strategia președintelui. E, oamenii din zona aia au venit în sprijinul președintelui tocmai pentru că s-a creat o coeziune între ei. E, uite, n-a ajunsesem acolo, dar ulterior, după alegeri, se creează tot felul de grupuri care ajung la președinte. De asta am pus în discuție conceptul de inimocrisie, pe care încercăm să-l implementăm, dar vine greu pentru că statul are multe bariere. Se creează grupuri în câteva zone. Îți dau trei exemple. Unul, câini. Există o mare problemă cu faptul că sunt masacrați un număr extrem de mare de câini și există mulți iubitori. Și aici societatea civilă și civismul se manifestă și sunt extrem de mulți chiar din afara țării străini care nu au legătură cu România, văd masacrurile și se adresează direct președintelui cerând soluționare pentru că președintele a soluționat bine problema asta la sine. E, aici e o situație reală la care nu avem o soluție reală pentru că mai e în atribuția președintelui. Alte probleme ar fi, de exemplu, cu defrișările de pădure. Nu vreau. Societatea civilă reacționează. Sunt foarte multe grupuri care ajung la președinte, președintele este informat, dar nu atât. Singurul lucru pe care a putut să facă a fost să retrimită înapoi codul civic. Are posibilități limitate de acțiune și de asta încercăm să dezvoltăm inimocrisie pentru a reuși să trimitem aceste grupuri din societatea civilă exact la decidenții care sunt capabili să le soluționeze problema. Are sens? Tocmai, da, are sens, doar că din nou aici intervine, nu știu, cadrul legislativ care le permite cetățenilor să intre în contact cu autoritățile politice și, evident, deschiderea autorităților politice față de opinia cetățenilor. Adică există o foarte mare problemă cu transparența în general, în administrația publică. Sunt foarte multe ședințe care ar trebui să aibă caracter public și, din potrivă, sunt anunțate foarte târziu pe site-uri oficiale, dar foarte greu de accesat. Și cumva, din nou, dacă e vorba de inițiative care ar veni din partea cabinetului prezidențial, nu am putea neapărat să le numim civism. Dacă vin din partea cetățenească și cumva, cred că asta vreți să spuneți, că cabinetul susține inițiative civice. Încearcă să transmită către decidenții capabili să soluționeze. Ok. Președintele neavând astfel de prerogativ. Și poate mulți oameni îi compun de președinte cu primarul subiect. Și nu numai cu primarul, îi dau și atribuțiile prim-ministru, da, cadrul executiv. Ăsta e al treilea exemplu, vreau să spun problema legată de ostilitatea pe care o manifestă parlamentarii în ceea ce privește arestarea preventivă, care uneori poate să fie justă. Arestarea poate să fie o chestiune care să
reprezenta sistemul. Al doilea președinte a fost un președinte relativ controlat de sistem. Al treilea președinte a fost un președinte extrem de reactiv, care a depășit de foarte multe ori prerogativele și și-a asumat lucruri pe care nu putea să și le asume. Al patrulea președinte nu are decât să gestioneze moștenirea lăsată de ei în opinia publică, lucru care e extrem de dificil. Să reeduci societatea durează măcar o generație. Da. Vreau să întreb ce rămâne de făcut cu personalitatea asta și cum, adică e o inițiativă genială, mie mi se pare genial ce s-a întâmplat în campania asta prezidențială, numai că e o inițiativă nouă și, cum ai spus și tu, e prima oară când faceți lucrul ăsta, deci ar putea să fie lipsită de experiență maximă până la un anumit punct. Cum face domnul Klaus Iohannis, după cum știm, nu e un tip tocmai carismatic care să vorbească publicul într-un stil oratorii, cum ai spus și tu mai devreme. Ce facem prin personalitatea asta evidențiată de mediul online și de caracterul lui rece și scurt și la obiect? Cum reușim să convingem oamenii că totuși ceea ce se spune și ce se promovează în mediul online nu o să rămână doar acolo? Asta e într-adevăr o mare problemă, pentru că uite, gestionăm, de exemplu, pagina de mesaje, le citim. E nevoie? S-aude? Așa. Și le citim pe toate, nu le răspundem tuturor, pentru că nu sunt toate semnificative și multe sunt doar derizorii, doar pentru a se afla întreabă. De exemplu, sunt oameni care întreabă ce faci și atât. Sunt copii care intră și... Ei, ești președinte? Da. Unora le răspundem, altora nu. Oamenii ăștia ajung să... să ceară de la președinte mult mai mult decât el poate primi, mult mai mult atenție. Și acum, nu știu dacă înțeleg eu exact ce înseamnă impersonalitate, dar a fost o problemă legată de cazul Șova. Nu știu dacă vă este familiar, trebuia trimis în arest preventiv, era o cerere în sensul ăsta. Senatul trebuia să voteze și s-a votat. Și, bineînțeles, a folosit regulamentul Senatului, nu Constituția. Constituția trebuie să fie prima lege în stat, adică înaintea regulamentului Senatului. Sigur că asta a fost situația și el a fost scăpat prin acest tip legislativ, care a creat un conflict juridic. Sigur, președintele a reacționat pe site-ul administrației și pe Facebook prin faptul că a luat o poziție și a spus că acest lucru este un fapt regretabil. Nu mai știu exact în declarația asta era în el. Oamenii au văzut doar asta. Mai mult decât atât, președintele a făcut singurul lucru pe care putea să-l facă, a sesizat Curtea Constituțională. Asta a fost un fapt care a trecut oarecum neobservat de către marea parte a celor care sunt conectați pe Facebook sau la media clasică. Pentru că nu a fost mediatizat. Sigur că a apărut și pe Facebook, dar foarte, foarte mulți oameni au trecut peste treaba asta și nu au înțeles exact ce înseamnă. În cele din urmă, Curtea Constituțională a dat dreptate președintelui, spunând că, într-adevăr, s-a creat un conflict. Ce vreau să spun e că felul în care el reacționează e în funcție de prerogativele pe care le are și face ceea ce trebuie să facă. De multe ori, problema e că nu ajung să fie suficient de bine mediatizate ca oamenii să înțeleagă. Unul, că asta e tot ceea ce putea să facă, să intervină mai mult de atât, nu se putea. Și doi, că nu toate lucrurile trebuie făcute public. El a fost întotdeauna împotriva circului. De fiecare dată când e o situație care are potențial să escaladeze, încearcă să evite și să minimizeze expunerea administrație, tocmai pentru a nu cădea în derizoriu și pentru a nu fi considerat un personaj eminamente reactiv și capabil să genereze doar scandal și nu soluții. Dacă urmărești cu adevărat interesat, dar încă o dată, că ăsta e un grup mic de oameni, ăștia înțeleg că face ceea ce Constituția îi permite. Ceilalți ajung să fie, cum să zicem, poate chiar dezamăgiți de faptul că ei nu văd reacție. Și atunci noi încercăm să le comunicăm prin tot ceea ce putem face.
posibilitățile noastre sunt relativ limitate și oamenii nu sunt de cele mai multe ori capabili să înțeleagă dimensiunea situației. Și asta e o problemă pe care încercăm să o soluționăm, asta cu impersonalitatea. Suntem relativ departe, uite, ca să luăm și pe partea cealaltă. Guvernul, de exemplu, transmite live ședințe de guvern, ceea ce e un lucru extrem de util și nu se întâmplă cu mult timp în urmă. Noi încercăm acum să mergem mai departe cu social media și să creăm o pagină de Facebook a administrației prezidențiale, tocmai pentru a lăsa consilierii prezidențiali să reacționeze pe teme care îi privesc doar pe ei. Urmează să implementăm un site nou care e creat, dar trebuie să treacă prin filtrele SPS și e extrem de complicat. Procesul durează mult de tot, mult mai mult decât am dorit și asta e una din bariere. Dincolo de asta, încercăm să mergem și pe celelalte zone ale social media, cum ar fi Twitter, Instagram, YouTube. Toate sunt active, dar nu sunt extrem de uzitate în momentul de față. Dincolo de asta, încercăm să implementăm, dar nu sunt sigur că o să se și întâmple, un blog pe site-ul nou al președintelui, care să permită societății civile să se exprime într-un mod vizibil, în cel mai oficial mod cu putință, și să primească și soluții acolo, direct pe blog, de la cel mai probabil consilierul acreditat să se ocupe de problema respectivă, cum ar fi, să zicem, problema cu Institutul Cantacuzino. Societatea civilă reacționează și ne transmite mesaje, salvați Institutul Cantacuzino. În momentul de față, președintele nu are un consilier pe sănătate. Asta e altă variantă. În momentul în care va avea un consilier, cel mai probabil consilierul ăla va încerca să facă ceva în sensul ăsta. În momentul de față, singurul care reacționează e guvernul și reacționează destructiv în ceea ce privește Institutul Cantacuzino, din motive pe care ei le consideră corecte, cei de acolo le consideră incorrecte. Există anumite inițiative în ceea ce privește internetizarea anumitor structuri ale statului. Dar aici trebuie să înțelegem că asta e o chestiune de antreprenoriat politic din punctul meu de vedere. Și există anumiți decidenți politici care nu vor ca acest lucru să fie, să zicem, serviciile de la ANAP. Nu știu dacă aveți firme, dacă ați fost vreodată să depuneți declarații la ANAP, a doua oară nu mai vreți să mergeți. Nu, e imposibil. Sunt oameni care niciodată n-au zâmbit. Și atunci, pentru tine, ca antreprenor, când te duci acolo, e un pic frustrant că tu le dai bani și se poate tot urât cu tine. Mai stai și la cost. E, asta s-ar putea face și există un proiect pentru a informatiza într-un mod al secolului 21, ANAP-ul. Și ar fi un lucru extrem de bun. Însă, cum spuneam, antreprenoriatul politic blochează de cele mai multe ori asta, pentru că existând sistemul ăla cu oameni, ăla e capabil să devieze anumite lucruri de la mersul firesc și sunt
de cele mai multe ori create camarii care sunt autosustenabile. Și extrem, extrem, extrem de greu să le dărâm. Dar există inițiative, există multe inițiative și un lucru îmbucurător e faptul că tineri de sub 30 de ani ajung în poziții aproape decidente. Și în momentul în care generația noastră va ajunge cu adevărat să decidă în România, sunt convins că e-democracy va fi o chestie palpabilă mult mai mult decât e acum și probabil rivalizăm cu ceea ce înseamnă, să zicem, Estonia sau țările nordice. Estonia e o chestie extrem de interesantă. Asupra ceea ce înseamnă problemele locale și concrete ale cetățenilor pe care ei le au în
Spațiu pentru Democrație, dacă mi-am zis bine numele, sper că nu am reușit. Și poate fi găsit acolo și orice cetățean poate să intre să verifice ce a promis fiecare candidat în campania electorală. Asta la nivel, nu știu dacă e și la nivel local, dar cred că la nivel de parlamentari urmează să fie oricum implementat. Nu știu acum pe campania prezidențială, cum dar pot să și contribuie să zică, uite, a apărut acum în presă susținând o chestie contrară cu ceea ce a susținut în cadrul campaniei electorale și eu. E un alt exemplu de implicare pe care ar putea să o. Sau exact cu ce deschise de mai devreme. În măsura în care aveți abilități sau aveți prieteni care au abilități tehnice și care au un pic de timp liber să se joace cu datele de pe portalul respectiv, se pot crea lucruri foarte interesante care pot fi chiar utile pentru cetățenii în general. Și din nou sunt proiecte pornite de societatea civilă care funcționează în sprijinul societății civile. Cum credeți că România actuală, ca să zic așa, este mai fezabil, mai important să se dezvolte e-democracy-ul și simțul comunitar la nivel central, guvernamentar, parlamentar, prezidențial, sau la nivel local, comunitar? Care ar fi o metodă mai eficientă de educare și formare a e-democracy-ului și a spiritului civic aici a noi? Păi eu să răspund foarte rapid. Cred că e mai simplu la nivel local, pentru că întotdeauna e mai simplu la un nivel mai jos, în care sunt mai puțini oameni și nu neapărat mai puțini oameni, dar posibilitatea de a ajunge la niște teme comune și de a crea niște grupuri în jurul la teme comune e mult mai ușoară decât la un nivel național. Bineînțeles că trebuie să existe niște strategii la nivel național și niște programe naționale, dar cred că implicarea la nivel local e prima etapă pentru a merge mai departe în spiritul civic. Un exemplu foarte concret pe care vreau să-l preluăm și noi și să vedem ce putem să dezvoltăm este bugetul participativ. Posibilitatea ca... Am lucrat acolo. Am lucrat pe bugetul participativ. Ești chiar. La New York. Da? Da. E un exemplu foarte concret și foarte mișto de implicare a comunităților locale în crearea unor priorități reale pentru cetățeni și în folosirea bugetelor instituțiilor locale, în cheltuirea banului public într-o zonă foarte concretă pe care pe ei îi interesează. Am impresia că sunt niște proiecte începute, cumva, măcar la nivel teoretic. Cred că la Cluj se întâmplă ceva pe zona asta de buget participativ, dar trebuie să... Da, e un subiect care se merită dezvoltat, pentru că e... Romania One. Am înțeles, ok. Dar mie mi se pare un subiect interesant și cu siguranță mi-a plăcea să-l văd cât mai bine implementat. A făcut lucruri frumoase în cartierele unde a fost implementat. Iată. Și cum s-a întâmplat? Ați fost... Am fost stagiar în cadrul ONG-ului timp de câteva luni. Am ajutat cu outreach. Mă duceam ținta cartierului nostru, că noi o fi segmentat de fel de fel de cartier și fiecare cartier avea bugetul său. Era să aducem oamenii care nu erau demografice defavorizate, bătrâni, tineret, minorități rasiale, religioase, sexuale, să îi implicăm și pe ei în calcularea bugetului, că s-a observat că când am ajuns eu acolo, era deja la al doilea an cartierul respectiv. Și s-a observat că în primul an n-au venit minoritățile sau demograficele mai puțin reprezentate. Deci scopul meu principal a fost, fiind eu român într-o țară americană, a fost să atragă alți străini și alte minorități să fie implicate în acest proces. Și cum îi atrageați? Pe practic vă strângeați într-un loc și vorbeați? Sau era ideea de a... De la caz la caz. Am fost personal la un azil de bătrâni din zonă, că nu am avut foarte mulți pensionari. Am fost personal la câteva școli care erau cunoscute, dar aveau populație foarte mare latină sau neagră. Tot așa, fiind și eu tânăr, fiind și ei tineri, m-am putut vorbi cu ei mai ușor. Am fost la fel de câte restaurante locale și am lăsat anunțuri. Am înțeles, ok. Da, deci, iată. Ar fi frumos dacă se implementează și la noi. Nu aș vrea să mai spun că aș răspunde eu la întrebarea ta prin două cuvinte, la nivel de individ. Nivel și individ, astea sunt cuvinte pe care le văd foarte importante aici. Dacă fiecare individ conștientizează
vizează existența în democrație, oricare ar fi acel individ, fie că e actual sau viitor precedent sau pur și simplu cetățean de lume. Dacă o conștientizează, poate fi parte. Dacă nu o conștientizează, e aproape pierdut jocul de la cel. Da, dar cei care nu au acces sunt dintr-o categorie demografică meritată în vârstă, în principal. Dar jumătate din populația. Corect, corect. Dar sunt foarte importanți cei care vin din urmă. Vin cei care prin trendul când se formează. Cei care nu l-au prins sunt aproape imposibil de atras. Ceea ce înseamnă echimocrație. Dar e foarte important să ajungem la cei care primi. Atât. Mai avem întrebări? Situații relativ excepționale, cum ar fi Cluj, capitală, proiecte din astea, dacă nu ar fi pe plan loc, să zicem, în fiecare oraș, dacă s-ar crea o comunitate, sau dar asta comunitate, ține de ceea ce decide administrația locală din fiecare oraș. Nu poate fi o chestie impusă și atunci, nu știu dacă ar putea fi, nu văd cum ar putea fi implementată. Pe canale distribuție ale președintelui. Ok, am încercat să înțeleg. Dar dacă ai vreo propunere, poți să mă dai mai departe. Eu am o curiozitate mai degrabă tehnică. Pot să observăm că internetul nu este întotdeauna atât de gratuit, cum se pare, adică atât de free. Adică avem problema net neutrality, acum așa de taxe pe care trebuie să nu le spun chiar taxe. Vreau să te gândim ca să te mărești mai mare pe Facebook, în ce măsură ar putea acest lucru să iei propaganda și că e propaganda social, pe social media? Sigur, e un eveniment, dar în momentul în care plătești, ajungi dincolo de oamenii care sunt în imediata zonă de cunoștință. O inițiativă socială de cele mai multe ori decurge din crearea unui grup de oameni, spre exemplu Vibu. A fost fondată în 1998 de unele oameni. Până în momentul de față, suntem peste 1000 de oameni care au făcut parte din organizație și sunt sigur peste 10.000 de oameni care au luat contact cu ea ca parteneri, ca participanți la proiect. Și cred că doar creându-se un fenomen de ăsta de bulgări, de zăpadă, se poate merge în social media în momentul în care nu ai bani. Dacă ești un ONG și ești capabil și ar trebui să fii capabil să obții niște bani, poți să-ți faci și promovare, că nu sunt foarte scumpe plățile de promovare în Facebook, de exemplu. Și cred că poți să-ți atingi obiectivele inițial fără să plătești și să crești pe măsură ce îți cresc și obiectivele. Și să urmărești o campanie bine targetată de fundraising, pentru că orice activitate de social e nevoie de bani. Chiar și noi aici. Mai avem întrebări? Păi, mai avem un sfert de oră, ceea ce înseamnă că timpul e relativ generos. Dacă mi se permis să avea eu două întrebări. Una legată de digital government.
contribuirea reală al componentei acestei anumite dezvoltate într-un stat. Un stat care, cumva, este și România. Bine. Acele panouri solare, ei poate nu știu exact cum funcționează, de ce funcționează, dar cu siguranță le văd utilitatea. Și asta e cel mai important. Rezultatul practic de pe urma unui proiect. Apoi, cum rămâne cu implementarea zonele mai puțin dezvoltate? Există la nivelul guvernului, săptămâna trecută am impresia a fost aprobată, o strategie pentru agenda digitală. Uniunea Europeană a creat la sub umbrela ei o agenda digitală 2020, care e bazată pe niște piloni de dezvoltare, piloni care își propun până la urmă să dezvolte în mare, așa, în generic, societatea la nivel de economie, competitivitate, dezvoltarea infrastructurii tehnologice și așa mai departe. România, ca parte din Uniune, a aderat la această strategie și a creat și ea, fiecare țară în parte își creează propria strategie de acțiune în susținerea acestei agende digitale, iar o mare parte din ce presupune agenda digitală, strategia pentru România, este dezvoltarea infrastructurii tehnologice. Ei își propun acolo niște ținte foarte ambițioase legate și de comerțul online, creșterea comerțului online în România, rata cumpărăturilor online este mult sub media Uniunii, cred că suntem pe la 7% față de vreo 40% cât e în Uniune. Dar nu numai, conectivitatea la internet, accesul la internet, accesul la tot felul de servicii tehnologice. În principiu, deci, guvernul și-a luat angajamentul ca până în 2020, pe niște linii de acțiune foarte concrete, să contribuie la dezvoltarea acestei infrastructuri. Acum, România e cumva divizată. Există o parte foarte conectată la internet și o conexiune foarte bună, una dintre cele mai bune din lume, de altfel, și o parte care este prea puțin conectată. E un gap foarte mare, care va fi foarte dificil de micșorat, dar sunt inițiative, cel puțin oficiale, de a micșora acest gap. Nu o să fie ceva simplu, dar, din nou, inițiative din zona societății civile ar trebui să poată susține cumva implementarea acestei strategii. Vom vedea mai multe. Cei care coordonează sunt cei de la Ministerul Comunicațiilor, din tot felul de instrumente care le au la dispoziție. Pe de altă parte, cred că digital nu înseamnă doar conexiunea la internet. Există comunități în Africa, de exemplu, în care internetul nu este dezvoltat aproape deloc, dar ei comunică foarte bine prin SMS-uri, prin tehnologie de bază, de mobilă. Nu trebuie neapărat să existe un smartphone, trebuie să existe un telefon funcțional, prin care ei pot trimite SMS-uri pentru a se abona la diverse lucruri, pentru a raporta diverse aspecte, pentru a vota, pentru a... tot felul de chestiuni foarte practice de cele de comunitățile locale și care nu folosesc tehnologia, accesul la internet, folosesc pur și simplu o tehnologie de bază. Sunt diverse... și accesul telefonelor mobile e destul de ridicat în România, deci măcar rata de penetrare pe zona asta e destul de bună. Dar, din nou, sunt pași mărunți care se fac. Mulțumesc! Da, mi-a fost foarte, foarte urmăritor. O întrebare pentru Sania. Care e mai mult o curiozitate, cumva un om care e specializat în relații publice. Cum se promovează un potențial președinte, un potențial președinte care nu are o experiență semnificativă nici în ceea ce privește politica la nivel înalt într-un stat, și nici în ceea ce privește politica externă? Mă întreb, pentru tine sau? Să zicem că după greșit. Dacă ne raportăm la ce a făcut președintele, a venit să prezinte ceea ce înseamnă el ca om și realizările pe care le-a avut în funcțiile pe care le-a deținut. Dincolo de asta, anumite zone de competență, ar fi politica externă sau activitatea la nivel central, sunt lucruri pe care nu a încercat să și le asume niciun fel, ci a încercat să le compenseze prin delegarea unor oameni pe care el îi consideră competenți în zonele în care era deficitar. Acum, tu, să zicem, luăm o persoană care ar fi candidat și are
are problemele astea. Poate să încerce să facă... uite, acum mi-a venit în minte. Și Barack Obama a avut aceleași probleme legate de principal politică externă. Nu cred că e un lucru capital în alegerea unui președinte experiența pe care o are, ci mai mult mesajul pe care îl transmite și ceea ce reprezintă el ca om. Dar poți urma, sigur, în momentul în care deja începi cu campania e târziu, dar poți urma să te urma anumite cursuri, anumite seminarii, anumite, nu știu, poate chiar și conferințe, ca să te familiarizezi cu anumite domenii, dar asta nu compensează sub nicio formă ceea ce înseamnă experiența ta palpabilă. Și atunci cred că cel mai ok ar fi să încerci să te înconjori de oameni capabili să îți ofere informații atunci când ai nevoie, decât să încerci să compensezi această lipsă pe care o ai prin modalități care nu ar fi suficiente pentru că nu te aduce niciodată pe learning curve, acolo unde e un specialist care e deja format și are experiență mare în domeniul ăsta. Încă o dată, întorcându-ne la candidat, concluzia mea e că ar trebui să se încontroare de oameni începuți. Și să promoveze asta, just. Da, nu am anumite experiențe, dar uite, am lângă mine oamenii ăștia care sunt capabili să-mi fie alături acolo în momentele în care am nevoie. Mulțumesc. Am ajuns la final. Sper că a fost o discuție, deci așa mi s-a părut interesantă, destul de animată, zic eu, și că ați aflat ceva ce nu ați fi întâlnit la tot pasul. Vorbim despre lucruri noi, despre lucruri care se implementează numai în sfera zonei civile, societății civile, dar iată și mai nou în zona politicului, un soi de familiarizare cu tehnologia din ambele părți. Mulțumesc pentru participarea celor doi locutori și mă invit în continuare să vă luați de o jumătate de ore de pauză. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi!